Trei reguli. Prima regulă, nu există reguli decât cele impuse de joc. A doua regulă, nu există reguli decât reguli de bun simț. Iar trei, poți să duci să scrii acolo cu scrisul frumos. Dar uite tu ce scrie, că nu mai sunt lider. Ia Iurea, să mă duc eu să scriu. Trebuie să scrie lider. Nu, eu te trimit pe tine să scrii. E foarte simplu. Că scrii frumos. Ți-am zis că eu nu scriu mai frumos. Liderul scrie. Nu scriu frumos. Dar nici. Scrie tu, Mara, te rog. Stai și tu jos, că îmi stai în cap, te rog, dacă tot ești drăguț. Stai un pic mai încolo, nu văd pe Mara. Bineînțeles că fetele imediat, vai cum, hai să ștergem tabla, ele care voiau să-l dea afară pe Cristi, dar am făcut ăsta, pariul cu Tania de Mara, abia aștepta să, hai, îl șterg eu, scriu eu, nu știu ce, cum se întâmplă de obicei toată lumea cu două fețe. Și pe aceea mi-a făcut așa, dă-te mai așa, că nu văd pe Mara, adică o gest de ăsta. Pe care, bineînțeles, m-am luat într-o parte, dar a făcut un gest ăsta foarte ciudat, doar ca să demonstreze că acum vezi, Doamne, lider sau mai știu eu ce. Eu voi face ce îmi doresc, dacă vreau să fac un lucru pe care nu o să-l zic, o să-l fac, dacă nu, nu, pentru că așa au făcut și ei, atâta timp cât eu am domnit o săptămână ca lider pe acest grup. Cristi era outsider, frate, adică juca fazan cu domnul Cornel, mai schimba o vorbă scurtă cu Tania și era la apă. Și acum, dintr-o dată, e lider. Acum trebuie să fie implicat. Poate că titlul ăsta de lider îi dă un sens, dă un sens prezenței lui în acest grup, că e clar că nu rezonează. Scrie săptămâna vicleană. Săptămâna vicleană? Da. Săptămâna vicleană, Doamne, ce penibil. Nici măcar n-am inspirație, săptămâna vicleană. Cristi a zis că e săptămâna vicleană. Ar trebui să râdem aici, știu. Și voi ar trebui să râdeți când auziți asta, dar... Nu râde nimeni, n-a râs nimeni, că nu e amuzant. Așa a scris? Mm-hmm. Nu cred, da. Săptămâna vicleană au creativitate și umor, înțelegi, ca să scrie ceva Caterinca sau... Cum adică săptămâna vicleană? Adică... Nu știu. Săptămâna asta, toată săptămâna, îmi veți spune Cristian Mitruț Viclean și cine găsește, cine uită. Stai, iau mai ușor, nu mai vorbi repede. Trebuie să citești puțin ce vrea să spună personajul, înțelegi? Adică omul care a zis asta trebuie să... Nu e chiar doar de funny, înțelegi? Adică, bă, Mitruț Viclean. Ce vrea să zică? Viclean. Ce înseamnă Viclean? Te dai așa, cum bate vântul, să faci gogomările, șogomările, să umbli cu fofârlica. A, și încă ceva, nu am nevoie de tablă. Eu cu Gianni văd de treabă la foc și la fete, n-am nicio problemă. Maestru se ocupă de treaba lui. Doamnele ne ajută dacă avem nevoie, spălați vasele și voi faceți ce vreți, chiar nu mă interesează. Eu îmi spăl și hainele, îmi spăl și alea. Săptămână ușoară, la revedere. Încercăm să facem cu toții sarcinile ca să nu ne mai certăm că... Tu ai spălat vase mai multe zile, dar tu de ce nu speli haine, dar tu de ce nu faci baia, dar tu de ce nu faci aia? Na, nu îmi doresc decât să fie bine. Alex, care sunt regulile tale? Da, aceleași. Nicio regulă. Eu pot să rămân la bucătărie, normal, fără să... la vase, ajut pe toată lumea. Să impună nimeni. Foc, haine, toată lumea știe ce are de făcut, sănătate, taită. Da, corect. Eu bucătărie, vasele, spălăm împreună. Spăl pe jos la baie. E fiecare cum înțelege termenul ăsta de lider. Noi, ca de obicei, am luat un pic mai în ușor și în relax toată treaba cu a fi lider. Ei un pic mai în serios, dar eu ușor, ușor nu mai vreau să stau, să mă uit în ograda lor, pentru că e treaba fiecăruia cum își organizează.